Bună seara, dragii mei, Mihai Radovitan, realizator emisiunii Dialogul Constructiv Salvează România. Părerea ta contează și astăzi avem o părere extraordinar de importantă. Suntem împreună cu domnul deputat Ovidiu Ganz. Este deputatul minorității germane din Parlamentul României și totodată secretarul Camerei Deputaților. Este invitatul nostru special care ne onorează mai mereu și ne aduce vești bune pentru că, așa cum am spus și în alte dăți, i-am acordat votul și sunt convins că merită pe deplin. Bună seara, domnule deputat, bine ați revenit la noi în emisiune. Bună seara, bine v-am găsit, mă bucur să ne reîntâlnim. Mă bucur că ați acceptat invitația, ea este permanentă, ori de câte ori e nevoie, dumneavoastră puteți să mă contactați și să aducem la auzul oamenilor lucrurile pe care apreciați ca utile. Asta știm foarte bine că la luna septembrie este startul noii sesiuni parlamentare și înainte de a discuta despre acest subiect, vreau să puneți în valoare ceea ce ați derulat în vacanța parlamentară și pot să spun eu că am urmărit activitatea deputatului Ganz și am sesizat că sunt câteva acțiuni care merită puse în valoare și poate unii vor învăța că nu numai la vot trebuie să fii, ci trebuie să fii în mijlocul cetățenilor, să le auzi doleanțele și să vezi ce poți să faci pentru ei, că de aceea ți-au dat votul. Sunteți de acord cu această afirmație? Da, absolut. Vă mulțumesc frumos pentru această posibilitate de a dialoga pe acest subiect. Știți, vacanța parlamentară e un termen generic. El privește până una alta strict lucrările Parlamentului, în sensul că în lunile iulie și august nu avem plen, respectiv foarte puțin comisii și nu prea avem nici grupuri parlamentare, dar sigur, există excepții. Am avut sesiune extraordinară în iulie pentru adoptarea hotărârii referitoare la accederea Finlandei și Suediei în NATO. Am avut și comisie. Am fost de serviciu la Parlament în august o săptămână, pentru că membrii biroului permanent trebuie să facă de serviciu pe timpul verii, să asigure permanența cât nu se întrunește biroul permanent. Însă, vacanță e un termen impropriu, respectiv depinde de tine. Și dumneavoastră aveți perfectă dreptate când spuneți că trebuie să ai un permanent contact cu cetățenii și pentru asta vacanța parlamentară e perioada cea mai potrivită, pentru că îți permite să participi la diverse activități în teritoriu, iar în ceea ce mă privește, dat fiind faptul că sunt singurul reprezentant al minorității germane în Parlament, m-am străduit să fiu prezent în cât mai multe regiuni în care trăiesc germanii din România și să particip la activitățile lor, adică nu numai în Banat, unde, mă rog, locuiesc la Timișoara și în zonă, dar și în Transilvania, în regiunea Satu Mare, în Bucovina, deci peste tot pe unde erau evenimente, am încercat să am dialog cu concetățenii noștri. E o ocazie bună să afli, repet, ce probleme sunt, ce îi preocupă și respectiv să preiei aceste subiecte și să le abordezi în relația cu guvernul, de exemplu, formulând întrebări parlamentare, de fapt semnalând miniștrilor probleme concrete și așteptând de la ei răspunsuri și soluții. Evident că v-am urmărit foarte îndeaproape, fiind prieten pe Facebook, trebuie să spun lucrul ăsta că nu-mi este rușine. Și am văzut că aveți o activitate extrem de diversificată. Ați străbătut țara în lung și în lat, ați fost în străinătate, ați intervenit în lucruri foarte importante și nu pot decât să vă felicit pentru efort, că nu este un efort mic. Cine crede, se înșală. Și vreau să vă spun un lucru. Intervenția dumneavoastră pentru cadastru
a reprezentat un declic, domnul deputat. Încă eu pot face afirmații de genul, da? Și pot să spun că faptul că am fost invitat la București în decembrie 2019 să prezint situația respectivă a cadavrului, așa cum o văd jurnaliștii, a reprezentat un impact foarte puternic și vreau să vă spun că acesta este meritul dumneavoastră și nu poate să treacă pe. Și nu vreau să vă spun decât că mai avem probleme pe care le identificăm în activitățile de zi cu zi și, spre exemplu, acum vin de la o discuție cu un coleg pe domeniu, pentru că noi lucrând pe domeniu mai discutăm între noi, cei care mai înțelegem ce citim, că aici e o problemă mai amplă, știți? Avem două subiecte care le avem în studiu și anume, am reușit cu o muncă stoică, să spunem așa, să promovăm posesia. Posesia este un instrument care rezolvă problemele care nu s-au rezolvat de mulți de tot. În lege există, în schimb, o problematică pentru că noi, de regulă, căutăm cum să nu rezolvăm problemele. Nu interpretăm în spiritul legii și acolo spune că procesul verbal de vecinătate, și aici vreau să vă informez că acesta este un instrument fabulos. Este cel mai inteligent lucru făcut de agenție, pentru că introducând procesul verbal de vecinătate, nu mai crezi dihotomii între vecini și reduce extrem de mult problematica legată de limite de proprietate. Extrem de mult, nu în totalitate. Și acolo o lege scrie semnat de vecini. Dar aici, dacă ești posesor tu, care solicit întocmirea acestui proces verbal, și celălalt trebuie să fie vecin, deși e posibil să fie posesor. Din punctul meu de vedere, apare discriminarea. Pe cale de consecință, am discutat cu foarte mulți colegi specialiști și trebuie să introducem în loc de proprietar și posesor. Și atunci problematica merge înainte. A doua chestiune este mai greuță, care necesită mai multă analiză, dar dumneavoastră fiind din zona noastră, deci pricepe foarte repede. La începuturi, prin anii 91, oamenii n-au fost lăsați. Culmea, să știți că se întâmplă și astăzi, și am să vă povestesc de ce, să-și facă cererea pe întreaga suprafață. Acum, nu s-au făcut puneri în posesie conform procedurilor tehnice. Și acum, când vii cu înregistrare sistematică și ei la rând toate partele, constați că un cetățean X a avut din mod strămoș încă două parcele de 58 de ani, d-un lanț, că la noi așa se vorbește, într-un loc și în altul, l-a folosit până acum și acum nu poate să mai folosească pentru că nu-l poate nici posesor face, nu-l poate pentru că n-a fost lăsat. Urmea este, vreau să vă spun și o să vă rog să aveți în vedere că vă vom cere sprijinul, evident, conform procedurilor, nu cerem oficial, deci nu cerem altceva, motivat. Și nu vom decide noi. Evident că dumneavoastră, cei din Parlament, veți face analizele, aveți comisiile de specialitate. Și culmea, am avut sâmbătă o întâlnire cu un domn profesor de la Cluj, care mi-a spus un lucru care m-a șocat. Că oamenii n-au avut voie să facă contestații pe anumite probleme la înregistrare sistematică, ci că ar fi fost împiedicați și s-a spus direct: păi poți să o faci că tot nu se rezolvi. Antepronunțarea asta mi se pare puțin de tot abuzivă și cred că aici vorbim despre comunicare. Încă n-am reușit tot, că mă leg de vizita de la București. Am cerut ministrului să permită directorilor să vină la emisiuni, să comunice, să învețe pe oameni. Oamenii n-au de unde să știe toate procedurile. Va trebui să ne ajutați și în acest sens, să învățăm pe oameni să comunice și mai ales pe autorități. Ce părere aveți? Putem să facem niște demersuri, să-i obligăm pe acești indivizi care ocupă niște funcții pe bani mulți să vină să le explice la români? Păi, în primul rând, nu știu cum își poate imagina, indiferent ce demnitar sau știu și eu funcționar, că poate interzice unui petent să-și exercite dreptul la petiție, adică să-și apere, știu și eu, dreptul de proprietate. Eu sunt surprins că oamenii au acceptat asemenea
cum să zic eu, interdicții abuzive, pentru că nu-ți poate interzice nimeni. Orice petiție trebuie înregistrată, nu? Evident, evident, adică nu există niciun dubiu din acest punct de vedere, trebuia să se întâmple lucrul ăsta. Nu știu exact, aici e o chestiune mai degrabă de natură juridică, trebuie să vedem cum se poate repara un asemenea abuz. Trebuie să probăm existența unui astfel de refuz. Dar, repet, sunt colegi care se pricep, juriști, știu și eu, colegi din Comisia de Administrație, o să mă consult cu ei, dar în măsura în care dumneavoastră, colegii, îmi veți sesiza în scris aceste neajunsuri, ce pot să vă promit este că ne vom apleca asupra lor și vom propune o soluție de comun acord. De ce fac apel la dumneavoastră? Să fim bineînțeles. Sunteți un tip de om care nu vorbiți, ci faceți. Și asta vreau să știe lumea, pentru că este foarte important și de-aia v-am cerut să povestiți activitatea dumneavoastră din timpul verii. De-aia v-am cerut și am introdus această discuție, pentru că sunt convins că în măsura posibilităților se va registra petiția noastră. Cel puțin atât. Cu siguranță, asta e evident și va ajunge unde vă doriți să ajungă, pentru că una dintre atribuțiile parlamentarilor în reprezentarea cetățenilor este de a facilita comunicarea, dialogul cu administrația sau cu guvernul, cu executivul, fără îndoială că așa va fi. Și de aceea, cum vă spuneam, am fost prin o grămadă de localități, oamenii mi-au prezentat problemele pe care le au. Sigur că putem intra și în detaliu, dar prefer să rămân la acest stadiu, inclusiv chestiuni de proprietate pe care le-am discutat la Brașov. Mă bucur, la Satul Mare am aflat că într-o comună pe care am vizitat-o la Beltiug a început programul de cadastrare a localității, așa cum spuneți, toate chestiunile astea legate de cadastru, pe măsură ce se rezolvă, reduc litigiile între oameni, nu mai apar procese instanțe, oamenii nu se mai dușmănesc dacă lucrurile sunt clarificate, chestiunile legate de moșteniri în familie nu mai induc probleme inutile. Am fost într-adevăr și în Germania, am avut în Bavaria o serie de întâlniri pe proiecte sociale, sunt organizații guvernamentale susținute de Guvernul Bavariei care finanțează aici în România proiecte pentru copii și tineri bolnavi sau pentru persoane cu nevoi speciale. În acest sens am propus ministrului mediului ca programul Casa Verde care se adresează persoanelor fizice să fie extins la ONG-uri care prestează activități sociale, deci să-și poată instala cu ajutorul statului instalații fotovoltaice pentru energie electrică și pentru căldură. Mi-a spus că analizează această propunere. Vom vedea cât durează această analiză. Sper să se finalizeze cu un aviz favorabil și extinderea acestui proiect. Domnul deputat, aici într-adevăr e un lucru care trebuie să vi-l susțin. Am avut un interviu cu un director, cu un domn coleg, ca să spunem așa, din agenție, și spunea că când ajung documentele la aceste entități publice, parcă timpul se dilată. Va trebui să fiți atenți la aceste promisiuni. Da, aici da. Chiar vă susțin ideea, însă să fiți foarte atent că unii oameni la București sunt puși să găsească soluții cum să nu se facă. Și asta caută. Acum știți, după aproape 20 de ani de Parlament, am văzut o grămadă de miniștri acționând sau neacționând în sprijinul cetățenilor. Eu sunt lămurit. Și într-adevăr aveți dreptate, trebuie să te ții de ei până când chestiunea se întâmplă. La fel urmăresc cu atenție ce se întâmplă în domeniul învățământului. Am fost la începutul anului școlar la liceul Nicolae Oslenau, m-am întâlnit cu conducerea școlii, nu m-am dus la festivități,
Mie îmi repugnă ideea ca politicienii să participe la festivitățile acestea legate de învățământ, dar am vorbit cu conducerea școlii și mi-au explicat ce impact au diferitele modificări în sistemul de învățământ. Am lămurit cu ministrul într-o discuție personală faptul că examenele de bacalaureat convenite cu alte state nu pot fi modificate pentru că nu le mai recunosc statele respective, adică putem să reformăm noi ce vrem în România, dar înțelegerile pe care le avem în vigoare cu alte state, cum ar fi Germania, Franța, Spania, acestea trebuie să rămână în picioare. Am discutat despre lipsa cadrelor didactice calificate, capabile să predea în limba germană, despre lipsa manualelor școlare. Aici se constată o oarecare îmbunătățire. Ministerul produce mai multe manuale, inclusiv în limba germană. Am avut sesiunea parlamentară, știți bine, și în discuțiile private dintre noi doi, o temă majoră o reprezintă legea educației, a învățământului. O să discutăm cu altă ocazie pe marginea ei. Am promis lucrul acesta, să vedem ce mai întâmplă. E, după părerea mea, prematur să o facem acum, dar e o temă extrem de importantă și cu un impact major asupra societății românești și, în egală măsură, legile justiției pe care trebuie să le refacem. A fost o perioadă în care ingerința politică asupra lor a avut un impact negativ și care a generat reacția Comisiei Europene. Noi ne dorim, cel puțin eu îmi doresc, să închidem odată subiectul ăsta legat de accesul României în spațiul Schengen și eliminarea mecanismului de cooperare și verificare pe domeniul justiției. Asta nu se poate întâmpla dacă nu închidem subiectul legilor ca atare și vreau să cred că în această sesiune parlamentară, în această toamnă, subiectul va fi definitiv închis, astfel încât Consiliul European să poată ia decizia corectă și îndelung așteptată de intrarea României în spațiul Schengen și de ridicare a MCV-ului. Domnul deputat, sunt perfect de acord cu dumneavoastră, sunt interesante, dar iată că pe posturile naționale de știri mai apar și niște comentarii legate de aceste legi ale justiției. Ieri seară la un post de televiziune au fost două judecătoare care sunt participante la ACTM, componente. Și să știți că ce-am auzit acolo, puțin de tot m-a pus pe gânduri. Asta mi-a explicat și mie, din 2014 până în 2022, până când ați apărut dumneavoastră, n-am fost în stare să rezolvăm și să reglementăm problema expertilor tehnico-judiciari. Cum apreciați dumneavoastră? De ce se întâmplă acest fenomen care, de fapt, justiția, care e o chestiune de esență pentru dezvoltarea unei societăți civilizate, are atâtea încrengături, are atâta mlaștină și atâtea interese obscure. Da, aveți perfectă dreptate. Justiția e o putere în stat care, dacă nu funcționează cum trebuie, dereglează întreaga funcționare a societății, lucru care, din păcate, s-a întâmplat și în România. În toți acești ani, aveți dreptate, sunt interese obscure, sunt tot felul de ingerințe sau au fost ingerințe politice care nu au făcut bine justiției. Întreaga construcție trebuie văzută, radiografiată și aduse acele modificări de care avem nevoie. Vreau să vă spun că în comisia asta specială a Parlamentului care va dezbate legile sunt introduse 1000 de amendamente de modificare, 1000. Asta ca să înțelegeți amploarea fenomenului. Sigur că și magistrații au opinii diferite, gluma tatălui meu, doi juriști, trei păreri, dar ceva dreptate are, pentru că totuși 1000 de amendamente e extraordinar de mult. Nu știu cum se va finaliza și în cât timp discuția, nu știu cât de substanță sunt aceste
amendamente. Colegii juriști vor dezbate, vor face un raport și îl vor propune plenului. E foarte important să fie ascultată opinia judecătorilor care lucrează în sistem, pentru că până la urmă ei înțeleg sistemul foarte bine, CSM-ul fiind sau având un rol extrem de important în sistemul de justiție din România. Deci e o chestiune extrem de complicată, cauzele sunt multiple, nu le aflăm noi sau nu le știm noi pe toate ce se întâmplă în culise, dar important e până la urmă rezultatul, care totuși sper că va fi unul bun. Și repet, să închidem subiectul, să așezăm sistemul de justiție pe baze corecte în beneficiul cetățenilor, că până la urmă despre asta e vorba. Domnul deputat, m-ați puțin pus așa pe gânduri. 1000 de amendamente. Da, 1000. Trebuie foarte mult timp să le citești. Unele s-ar putea să fie de substanță. Corect. Au corect. Foarte bune. Da. Foarte, foarte interesantă. E o chestie grea de tot din punctul meu de vedere. Da, dar comisia e formată din oameni de profesie, adică colegii mei, membri în comisie, sunt juriști, se pricep la domeniu, unii dintre ei chiar provin din sistem, poate au fost înainte avocați sau sunt judecători, grefieri și așa mai departe, poate chiar, nu știu, poate și procurori, nu știu să vă spun exact, dar toți au studii juridice, au și timpul necesar să dezbată, sunt zile suficiente prevăzute pentru dezbatere. Dacă se dezbate subiectul pe chestiuni strict profesionale, științifice și nu se încearcă o politizare și o gargară politică bună pentru televizor, atunci sunt șanse bune ca rezultatul să fie în regulă. Aici ați spus un lucru foarte interesant. Pe dumneavoastră nu prea vă observăm pe la televiziune. Și de aia vă simt onorat că ați acceptat să veniți să ne uitați pe noi, cei care suntem poate mai pretențioși. O spun așa pentru că emisiunile pe care le realizez sunt extrem de pragmatice, pe subiecte clare, fără cenzură, cu rezultate. Pe noi ne interesează rezultatele pentru că vrem binele comun al României. Și v-am ales să fiți partenerul nostru pentru că v-am urmărit rezultatele dumneavoastră și modul dumneavoastră de acționare foarte, foarte util societății românești. Vă mulțumim că ați acceptat, domnul deputat. Sperăm să rămânem în relații foarte bune și să încercăm să facem lucruri bune pentru comună, pentru comunitate, pentru toată lumea. Este important lucrul ăsta. Cu siguranță așa va fi. Eu să știți că nu refuz dialogul cu mass media, cu social media niciodată, doar că îmi aleg aparițiile în funcție de subiect și respectiv de formatul emisiunii. Nu o să mă vedeți niciodată participând la emisiunile comerciale la televiziunile bucureștene, unde se urmărește doar audiența și circul politic. N-am să mă duc niciodată la televizor să mă cert cu colegii, așa, acele șezători, așa zis, politice de la aceste televiziuni, de dragul de a face spectacol, de a face circ, pentru că să știți că acest gen de emisiuni nu aduc niciun fel de plus valoare comunității, cum spuneți, sau societății. Din contră, fac numai rău, fac de așa natură încât cetățenii să se îndepărteze de mediul politic, să le scadă încrederea în partide, în parlament, în guvern, tocmai din cauza acestor prestații lamentabile din mass media. Așa că mă duc, sunt dispus să discut concret pe teme, pe subiecte, dar nu sunt dispus să mă duc să particip la circ electoral. Asta am sesizat și de aceea aveți sprijinul meu total, plus votul, că nu, eu nu sunt glumeț și nu-mi place să comentez sau să spun ceea ce nu fac. Domnul deputat, sunt 40 de ani de activitate pe care eu i-am derulat din 82 de la terminarea primei facultăți
Și mi-am propus să fac o carte. Și am discutat cu profesorul Borțun de la CNSPA, pe care eu l-apreciez ca fiind seniorul comunicării în spațiul public românesc, și am discutat cu domnia sa și am spus ce vreau să fac și titlul. Agonie și extaz. 40 ani de activitate în domeniul cadastrului, domeniul de importanță națională. Și domnia sa a apreciat foarte mult lucrul ăsta și vreau să spun că l-am împărțit în 10 capitole. Am un capitol distinct cu privire la relația cu autoritățile publice și, pe scurt, vreau să vă spun câteva lucruri pentru că e foarte important. Relația cu Parlamentul am avut-o cu domnul Stanca, pe care îl cunoașteți în mod categoric, pe vremea când era deputat și eram director și a făcut ce a putut, numai că n-a făcut tot partidul meu, ca să-i spun așa, că ăla a fost partidul meu. I-am spus domnului Stanca la vremea respectivă: domnule, dacă noi rezolvăm problema terenurilor țăranilor, noi intrăm în istorie. Am început să râdă, dânsul credea că e o glumă. Și iată că noi am ieșit din istorie pentru că nu s-a înțeles. M-am întâlnit cu un ministru Mureșan. Pentru aprecierea mea este că era un ministru foarte bun, că s-a finalizat cum s-a finalizat, nu-i treaba mea și nici nu comentez. Și când l-am dus la Denta să-i arăt cum se face punerea în posesie, mi-aduc aminte, s-a dus la standul de titluri și s-a uitat pe spate și zice: ce faceți? Păi nu vă supărați, domnul ministru, au venit de la Budapesta să-și bată țărușii. Am introdus o tehnologie în care măsuram, ne retrăgeam, comisia locală ne dădea lista, noi puneam în posesie, băteam țărușii. De ce nu s-a acceptat chestiunea asta? E simplu. M-am întâlnit cu domnul Mureșan și mi-a zis: mă, Mihai, dacă făceam procedura asta în mai multe locuri în țară. Și zice: da, v-ați înconjurat de lingări. Și n-am avut posibilitatea să vin. După aceea, pe departe, cu dumneavoastră am avut un declic. Ăla nu pot să uit și nu o să uit în istoria. Faptul că ați reușit să mă... Nu să faceți mare lucru. Știți ce scrie în Biblie? În Biblie scrie: vulpile mici strică vile în floare. Simplu, pe cale de antiteză. Lucrurile mici fac să funcționeze sistemele mari. Nu ați făcut de ce a trebuit să facem. Ați deschis o ușă. Eu am știut ce să vorbesc. Ministrul a dat dispozițiile și s-a descătușat. S-au pus pe rol. Închipuiți-vă dumneavoastră un lucru. Aplicația Etera, una dintre cele mai performante realizări pe domeniu, acea aplicație care are posibilitatea să fie în evidența în mod digital, trebuia să funcționeze la data respectivă, 2019, cu 4 ani înainte. Și nu s-a dorit. Punând presiune, probabil venit și cu COVID-ul, s-a dat drum. Când am urmărit acum cu directorul Blaga bilanțul lui, am văzut câte probleme nu s-au rezolvat, ci care și le-a propus, câte puteam să facem. Și am ajuns la următoarea concluzie. Tot din Biblie. Și cercetat și păstrat ce este bun. Și mi-am pus următoarea întrebare. Oare directorii ăștia care se schimbă, de ce trăsuiați-o de una de la zero? Ei nu știu să distingă stânga de dreapta. Ce părere aveți? Eu cred că aceste persoane care conduc instituțiile la nivel central, de fapt, pun în aplicare politicile partidelor pe care le reprezintă. E foarte rău că de fiecare dată când se schimbă în România un guvern, practic se anulează tot ce a făcut guvernul precedent, este catalogat drept greșit. Și se începe de la zero. Asta este mitul meșterului Manole, o chestie extrem de contraproductivă pentru noi toți. În plus, știți mai bine decât mine că atunci când e vorba de constituirea dreptului de proprietate sau de reconstituirea lui, la nivelul UAT-urilor sunt tot felul de interese meschine, locale, care, cum să vă spun eu, pot fi mult mai ușor măsluite lucrurile dacă nu ai o transparență, dacă nu ai un cadastru clar, dacă nu ai relații de proprietate lămurite. Și atunci, sigur că poți să atribui terenuri clientelei proprii, poți să înșeli
foști proprietari și să le dai terenuri în mlaștină, deși aveau terenuri agricole foarte bune. Repet, nu are rost să intrăm în detaliu, că suntem la 30... Exemplu e foarte pertinent, domnul deputat. E foarte explicativ, logic ceea ce spuneți. Păi da, dar știm amândoi că de peste 30 de ani, de când problematica respectivă e în discuție, s-au întâmplat o serie de lucruri îngrozitoare din punctul ăsta de vedere. Mii de procese care sunt pe rol, oameni înșelați în ceea ce privește dreptul lor de proprietate. Nici justiția n-a fost corectă, nici pe departe întotdeauna. Am auzit acum, recent, am fost la Lenoheim la o sărbătoare a fiilor satului, organizată de primărie și de șvabii emigrați în Germania, și pe marginea discuției respective am aflat tot așa de o chestie cât se poate de bizară legată de muzeul de acolo și un proces de retrocedare de proprietate. Deci aceste interese oculte apasă, grevează asupra deciziei politico-administrative. Asta e partea tristă și de aceea acești directori nu fac, pentru că ar afecta anumite interese. Ei fac ceea ce, mă rog, factorul politic le permite să facă, însă singura șansă ca să normalizăm situația este o astfel de aplicație electronică, o transparentizare totală a procesului respectiv, ca să nu existe niciun dubiu asupra relațiilor de proprietate, asupra fondului funciar. Domnul deputat, s-au supărat unii pe mine din, evident, cei responsabili, de tocmai că eu, în emisiunile mele, discutam și lansam în spațiul public solicitarea de a fi norme simple, clare și concise, transparente, în care oamenii să știe ce să facă, să dea socoteală, să o facă cu responsabilitate. Am greșit ceva când am cerut lucrurile astea? Nu, e absolut normal și logic. În plus, hai să fim sinceri, nu reinventați nici dumneavoastră, nici eu sau altcineva roata. Deci Evident! Am citit despre cadastru din 1850, domnul deputat. Când am văzut acolo niște lucruri atât de limpezi, făcute, clare, eu sunt surprins să constat că unii cred că sunt puși, nu știu aici dacă mă contrazice, trebuie să aveți argumente, pentru că am ajuns la concluzia că la București, în unele, să zicem, cămăruțe pe acolo, există persoane plătite extrem de bine să găsească soluții cum nu să se facă, cum să nu se facă. Deci, repet, sunt anumite interese politico-economice care determină o astfel de non-activitate, de neîndeplinire a sarcinilor care revin acestor instituții naționale, pentru că așa își doresc unii sau alții. E foarte grav că a fost așa. E bine dacă avem un început pozitiv, cum spuneți dumneavoastră, dar chestiunea trebuie să continue și absolut să ajungă la un rezultat relevant la nivel național. Și trebuie să începem să comunicăm. Pe mine mă interesează și m-am gândit ce părere aveți dumneavoastră să lansez o serie de dezbateri despre comunicare. Comunicare în spațiul public românesc. Ce părere aveți? Ar fi utile niște lecții care să fie pe înțelesul tuturor? Sigur că ar fi utile, mai ales pentru cei care au și în atribuțiile lor de serviciu lucrul ăsta, oameni care sunt în slujba comunității, trebuie să fie în măsură să comunice cu cetățenii, să explice problemele care există și abordările lor în rezolvarea acestora. Deci e de la sine înțeles că e nevoie de așa ceva. Avem tot felul de experți în materie, ați vorbit de profesorul Borțun, există o grămadă de oameni care au
știu și eu, preocupări în materie și cred că, sigur, ar fi un demers util. Deci, m-am confruntat în ultima perioadă cu probleme legate de dialog. Am impresia că unii, când ajung în terele înalte, în turnul de fildeș, ca să spunem așa, ale politicii, ale numirii, uită că tot sunt oameni. Vreau să readuc, pentru că v-am spus că am avut onoarea să fiu sub prefectul Gant, ce a afirmat odată domnia sa la o ședință. Ne-a tras atenția la toți cei prezenți acolo să nu uităm că funcțiile sunt vremelnice și să le onorăm cum trebuie. Deci, vă spun că acea afirmație va fi un, să zicem, tratat într-un capitol și cred că o să traversez din mai multe locuri să explic foarte clar că atunci când un om înțelept ca magistrat, pentru că domnia sa a fost și judecător, a afirmat o chestiune de genul ăsta, a spus-o cu foarte mare trâng. Sunteți de acord cu afirmația tatălui dumneavoastră? Da, evident că sunt de acord și de când mi-am început activitatea politică, m-am ghidat după sfatul lui, și anume să prezint în mod transparent, permanent, activitatea pe care o desfășor. La început am făcut-o prin intermediul presei de limbă germană sau apariții, ce e drept, destul de rare, pentru că, mă rog, nu prezentam interes, dar la televiziuni sau la radio în Timișoara, nu la București. Între timp o fac și pe social media, pe Facebook, pentru că e important ca oamenii să știe ce fac, cu ce mă ocup. Să știți că treaba aia cu turnul de fildeș, el nu există. Turnul de fildeș ți-l construiești tu însuți. Adică dacă tu alegi să nu comunici, să te instalezi într-un așa zis turn de fildeș, să faci pe importantul și refuzi dialogul, e opțiunea ta. Reacția normală, naturală este să comunici, să explici, să dialoguezi cu cetățenii, să le dai șansa să-ți spună ce probleme îi preocupă, ce probleme există în societate, că de fapt ăsta e rolul tău ca demnitar sau ca, știu și o parte a executivului care este chemată să rezolve problemele cetățenilor. Domnule deputat, sunt foarte multe probleme care am putea să le dezvoltăm, însă n-aș vrea să fac abuz și vreau să vă mai am din când în când, pentru că e foarte important să aducem la cunoștința lumii că există oameni. Și n-aș vrea un om cu o mare și mă bucur că am astfel de, să zicem, partener de dialog în care încercăm să punem lucrurile la punct și să dăm o direcție și o speranță. Punea profesorul Tofană, preotul profesor Tofană de la Cluj, că speranța nu moare niciodată, ci trece odată cu ființa dincolo când ne luăm rămas bun. Și iată că s-a întâmplat ca regina Elisabeta a doua a Angliei, a Marii Britanii, să moară. Se pare că și regii mor. Depinde cum. Nu? Evident, nu. Important este, dat fiind faptul că toți murim mai devreme sau mai târziu, ce lași în urma ta. Adică să fi trăit viața ca un om adevărat, un om corect, apreciat de societate. Până la urmă, asta contează, dincolo de satisfacțiile personale, de viața, de familie. Important e să faci ceva pentru comunitate și să lași ceva în urmă. Evident. Mulțumesc mult. Sper că a fost un dialog constructiv. Sperăm să putem să lăsăm și noi în urma noastră lucruri bune. Vom face apel la domnul deputat Gantz. Evident că nu ne vom da alături și să construim amendamente corecte și bune pentru comunitatea în ansamblul ei. Instrumentele bune, cum este posesia, să nu fie blocată de Camera de Conturi de la Timiș, spre exemplu,
Când se duce la primar, se spune să nu bea acele adeverințe. E un lucru care eu l-am simțit și știu din multe surse, având în vedere că eu nu pot să fac dovada, doar aduc aminte, cam această informație. Și este important să înțelegem aceste aspecte, că oamenilor trebuie să ne rezolvăm situația. Mulțumesc mult, domnule deputat, Dumnezeu Și să vă eu, dea bine, multă sănătate, și Dumnezeu să dumneavoastră. binecuvânteze România, pe toți românii, fie că sunt de etnie germană, ungurească, țigănească, etc. La toți, să le dea gândul cel bun să construiască, pentru că avem o țară de iubit. Grădina Maicii Domnului. Doamne ajută, multă sănătate și să ne vedem sănătos! Vă mulțumesc numai bine. La revedere.